În cursul acestei zile, un bărbat de 36 de ani din Rovinar a fost reținut de poliție pentru 24 de ore, fiind bănuit de mai multe infracțiuni, printre care amenințare, distrugere și conducere sub influența alcoolului. Din cercetările polițiștilor, a reieșit faptul că bărbatul ar fi distrus caroseria unei mașini parcate, ulterior amenințându-l pe proprietar cu acte de violență. La scurt timp, bănuitul a fost depistat în trafic, conducând cu o alcoolemie de 1. Polițiștii continuă acum cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului. La data de 31 martie anul curent, polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 36 de ani în orașul Rovinari, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de amenințare, distrugere și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că în cursul zilei de 30 martie anul curent, bărbatul ar fi distrus caroseria unui autoturist parcat pe raza municipiului Târgu Jiu, iar ulterior l-ar fi amenințat cu acte de violență pe proprietarul autoturismului. La scurt timp, bărbatul a fost depistat de polițiști conducând un autoturism pe strada 23 august din municipiul Târgu Jiu, iar în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o concentrație de 1 la 1000 alcool pur în aerul expirat. Cercetările sunt continuate de poliție sub supravegherea unității de parchet competente, în vederea documentării întregii activități infracționale a bărbatului.